bărbat de 43 de ani din localitatea Fersic și-a pierdut trei degete după ce o petardă i-a explodat în mână. Omul a aprins petarda cu scopul de a speria trei câini care se aflau în ograda sa, iar pocnitarea i-a explodat înainte de a o arunca. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept. CFR Călători pune în vânzare bilete la jumătate de preț pentru zilele de 14 și 24 februarie. Reducerea de 50% din taliful biletului întreg este valabilă pentru călătoria la clasa 1 și a 2 și se acordă la achiziționarea a două bilete pentru același tren interregio. Eugen Fărcășan, șeful stației CFR Călători Baia Mare, spune că până acum nu au fost înregistrate astfel de solicitări, deoarece oferta vizează doar anumite trenuri și, în plus, acum studenții au Gratuitate la călătoriile pe calea ferată. Muzeul Județean de Artă, Centrul Artistic Baia Mare, caută voluntari pentru un proiect ce se va derula în această primăvară. Aceștia sunt invitați să se alăture echipei de marketing a muzeului într-un eveniment ce va avea loc pe 1 martie. Indiferent de vârstă, job, specializare sau hobby-uri, voluntarii pot să se înregistreze online pe adresa muzeului.